Prefectul județului Alexandru Colbu și directorul său de cancelarie, Roxana Anușca Țurcanu, l-au supărat rău pe primarul comunei Dângeni, Cătălin Rotundu. Nemulțumirea edilului de comună vine după ce de la prefectură a primit o adresă prin care îi se cere să comunice lunar ziua și ora convocării ședințelor de Consiliu Local. Pe adresă nu este specificat vreun articol de lege în baza căruia s-a făcut solicitarea, iar Rotundu este deranjat de faptul că documentul este semnat de Roxana Țurcanu, director de cancelarie, dar și președintele unui partid politic. Ce e particular, ca să spun așa, pentru o adresă, pentru prima dată când apare o semnătură a unui șef de cabinet, repet, om politic, alături de o instituție a prefectului care are cu totul și cu totul alt scop. Vis-a-vis de această adresă și de conținut, aici nu este prevăzut clar care e scopul și care e obiectivul vizitelor pe care și le dorește, le face domnul prefect la ședințe de Consiliu Local. Mai direct, Rotundu este de părere că se încearcă debutul unei campanii electorale a partidului reprezentat de familia Țurcanu în comunele din județ prin intermediul prefecturii, instituție ce nu ar trebui să fie politizată. După ce primarul de Dângeni și-a făcut publică nemulțumirea, prefectul a explicat că solicitarea s-a făcut în baza legii și că își dorește să treacă prin fiecare unitate administrativ-teritorială pentru a face cunoștință cu cei ce conduc micile comunități. Eu nu comentez declarațiile unui om politic, eu doar vreau să vă spun că demersul nostru inițiat de acea adresă a fost de a afla când au loc ședințele de Consiliu Local din toate unitățile administrativ-teritoriale ale județului, pentru că mi-am propus la începutul acestui mandat să vizitez toate aceste unități administrativ-teritoriale și mi s-a părut de bun simț această vizită să aibă loc atunci când este ședința de Consiliu Local, pentru că atunci găsim acolo și pe consilierii locali și aparatul administrativ al primarului, primarul, viceprimarul, secretarul. Întreba dacă l-ar primi pe prefect la ședința de Consiliu Local de la Dângeni, primarul comunei a răspuns franc. Este binevenit în ședințele de Consiliu Local, dar nu este recomandat în această perioadă în care se desfășoară și o campanie electorală de locale și mai ales să fie și însoțit de familia Țurcaru, care știm prea bine ce urmărește.